Managerul interimar al Spitalului de Psihiatrie din Brașov continuă dezvăluirile despre studiile clinice cu cântec, care ar fi fost făcute în trecut în unitatea medicală. Doctorul Florin Nicușor Băgiu susține că, din aprilie 2009, în cazul a 18 pacienți vulnerabili ai secției din Vulcan, ar fi fost testat medicamentul allopurinol. Eu nu-i văd utilitatea și m-am documentat pe... De fapt, unul din concluziile studiului clinic este că respectiva moleculă nu are nicio utilitate în schizofrenie. Și atunci mă întreb, de ce s-a mai studiat? De ce demersul ăsta de cercetare fundamentală? Să cercetezi ceva ca să negi ceva. Adică, cam progresul... Scopul... Eu, părerea mea e că progresul medical nu poate să vină din studii de genul ăsta. Studii care infirmă. Ar trebui să fie molecule care să confirme. Pe lângă inutilitate, spune doctorul Băgiu, studiul ar fi fost făcut în cazul a 18 pacienți vulnerabili de la Vulcan, deși erau în discuție, potrivit documentelor, doar pacienți de la cele două secții din Brașov. În momentul în care eu voi găsi consemnat și voi putea să văd dacă pacienții respectivi erau cu discernământ sau discernământ, și chiar dacă erau cu discernământ, eu voi depune plângerea, întrucât pacienții respectivi sunt o populație vulnerabilă pe care spitalul ar trebui să o crotească, nu să permită efectuarea de studii clinice pe acești pacienți. Aveți convingerea că există, în cazul cel puțin a unui pacient, categoria vulnerabil valabilă? Da. Da, am aceste informații și din cauza acestor informații am pornit pe acest drum. Așadar, aveți convingerea că există pacienți vulnerabili cărora li s-a administrat acest medicament. Și medicii din perioada respectivă o să-mi confirme lucrul ăsta. La allopurinol. La allopurinol. Ca moleculă studiată. Studiul clinic imoral și lipsit de etică, așa cum îl vede managerul interimar al Spitalului de Psihiatrie din Brașov, a început în aprilie 2009 și s-a încheiat în iunie 2012. Când se face un studiu clinic, se specifică spitalul. Acest spital are mai multe secții, deci se poate face în orice secție a spitalului, în funcție de patologia pe care o are secția respectivă. Doctorul Băgiu susține că pentru studiul respectiv nu erau admiși decât pacienții de la Eminescu și de la Spitalul de Neurologie și Psihiatrie, secția din Brașov, nu și secția din Vulcan. Eu, în acest moment, nu pot să-l contrazic pe domnul manager Băgiu, însă sunt absolut convinsă că nu este așa și lucrurile se vor lămuri în timp. Managerul interimar al Spitalului de Psihiatrie din Brașov spune că, în zilele următoare, va veni cu noi dezvăluiri. 18 pacienți calculați aritmetic, în funcție de banii pe care i-a primit spitalul, despre care nu știm nimic. În urma studiului clinic din perioada 2009-2012, spitalul a încasat 12.839 de lei. La finele săptămânii trecute, ministrul Sănătății, Sorina Pinta, declara că studiile clinice nu se pot face fără acordul conducerii unității medicale. În cazul celui derulat la Brașov în perioada 2009-2012, fără acordul conducerii de la acea vreme. Când un studiu clinic e autorizat și se desfășoară în spital, el nu se desfășoară fără acordul conducerii. Există contracte standard, studiile sunt autorizate de Agenția Națională a Medicamentului. E treaba managementului să verifice ce se întâmplă într-un spital, iar un studiu clinic presupune mai multe aspecte, inclusiv consimțăminte. A declarat, potrivit presei centrale, Sorina Pintea. Pentru stabilirea vinovaților, managerul interimar al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie din Brașov, doctorul Nicușor Florin Băgiu, spune că va depune plângere la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Brașov.